Breaking news. S-a întâmplat în Croația un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter. Croații caută oameni sub dărâmături după 20 de secunde de coșmar care au devastat un oraș. Casa s-a prăbușit pe mașină, am reușit să scoatem un copil afară, era în mașină, totul s-a prăbușit. Jumătate de oraș s-a făcut ruină, iar bilanțul arată 7 morți, între care și o fetiță de 12 ani și peste 60 de răniți. Armata a fost trimisă să caute sub dărâmături, vecinii sloveni au oprit de urgență o centrală nucleară. În doar 48 de ore la Petrinia au avut loc două cutremure, unul de 5,5 grade și altul de peste 6,3. Cât de pregătiți am fi noi la un eventual cutremur? Din primăria capitalei a venit o afirmație șocantă. 25.000 de bucureșteni ar putea cădea victime ale unui cutremur major. Știi. Ai Alef News pe cablu, iei telecomanda și îl selectezi la favorite.